Andreea, Andreea. Da, te aud. Ai renunțat la mine? Da, am renunțat. Așa repede? Nu am început nimic ca să am la ce să renunț. Sunt singurele femei din casă care, într-adevăr, cred că mă place cu adevărat. Te simt singur când o dat. Cred că situația e disperat. Prietenii se pupă pe buze? Stați puțin, nu suntem doar prieteni. Și dragostea. Ai puterea dragostei. Din punctul meu de vedere, sunt singurele femei din casă care mă plac cu adevărat. Care ar fi aleasa? Mariana. Bună dimineața! Neața! Ce faceți, fetelor? Bună dimineața! Bună dimineața! Ce frumoase sunteți, o parte din voi! Ce vrei să spui, George? Bună dimineața! Adriana, iar ești top, să mor! Aia e cea mai frumoasă! Mulțumesc! Pe mine m-ai cunoscut suficient încât să spui că renunți? Nu, dar au fost niște trăsături de caracter care cred că nu s-ar potrivi cu caracterul meu. Foarte drăguțe până acum, acum ce se întâmplă? A început emisiunea și vă luați de mine că nu înțeleg. Care te atrage cel mai mult fizic? Aia, na, uite, aia, dacă e să mă atragă fizicul. Acum e aia! Bă, ce aveți, frate? Ești super fals, băiatule! Îți este teamă de achimonul? Bagă-te! Vezi dacă ți-e să bagă. Eu observ când o persoană mă place și când o persoană nu mă place, ok? Și tu simți asta. Poate nici tu nu ne placi pe noi. Nu suport oamenii falși în general, înțelegi? Nu suntem falși. Cum? Sunteți perverse, nu false. Dacă tu vrei respect, învață să respecti, Alexandra. Că tu nu știi să respecti. M-am săturat să aud ceartă, m-am săturat să aud înjurături. Te pui în gură cu toți bărbații, m-am săturat. Am venit să cunosc un băiat și te au numai pe tine. Nu, nu mai pot. Este corect ca tu, săptămâna trecută, să-mi spui mie că tu nu ai nicio problemă cu mine și săptămâna asta să fii că, ba da, ai o problemă cu mine. Ba, în momentul de față ești perversă, mi-a iertat perversitatea din Alexandra! Mi se pare imatur și mi se pare lipsă de respect. E vorba de educația pe care a primit-o cei 7 ani de acasă. Ale? Este frustrant faptul că orice aș face îmi zic că este actorie și că mă prefac. Vreau un răspuns scurt. Care este fata pe care tu o placi în acest moment din Casa Puterea Dragostei? Andreea. Nu știu dacă mai vreau eu să te cunosc pe tine. Mariana, ai putea trece peste prietenia cu Mona și să-l accepți pe George ca iubit în viața ta? Da. Ce s-a întâmplat aici? Eu nu cred așa ceva. Ce?
De ce sărge? Ești gelos? Păi că pe mine nu mă caută niciuna. El mi-a trimis mie. Sigur, Alexandra? Nici Mădălina, nici Mariana. Eu nu scriu la băieți. Ai căutat tu de cineva? Ai scris Mariana? Pe Andreea am văzut așa. David, ca și cum am văzut că mă căutai tu pe live-ul lui Nicu. Am văzut eu că te căutam, dar nu m-ați băgat în seamă. Am încercat să mă bag și eu în seamă cu voi și voi nimic. Lasă, că am să-ți scriu în seara asta. Cu mie? Da. Cum? Frumos. Ce-i frumos? TikTok-ul. E? Cu Andrada vorbesc. Ce vrăjeală are. Hai frumos. Balans. Eu v-am spus ieri. Uite, am întrebat dacă e frumos, Sanchi vrăjeală. E că e frumos. Alex, deschide ochii. Nu pot să spun că nu este frumos. M-a prins cu gura. Uite ochii mei, cum sunt deschis. Mi-a intrat o muscă în gură. Uite-i, Paul, am văzut o fată și mi-a intrat o muscă în gură. Vezi că ochii ei, uite așa fac. Mânghit-o. Auzi, Paul? Da. Dar nu te mai aud de două zile, ce ai pățit? Are febră. Am avut febră, ieri am avut febră și azi dimineața am înghițit tot muscă. O înghițit prea mult de pastile. Am văzut pe cineva pe cadru și am înghițit muscă. O înghițit prea mult de pastile. Pe cine ai văzut pe cadru, Paul? Cine e misteriu? Da, mă, deja să băgă are misteriu. Paul, cine e femeia? Pe cine ai văzut pe cadru, Paul? Pe cine? Am văzut două femei, nu una, pardon. A două. Sunt două, dăm în trei. Ai ieșit de drag. Și a, fetele alea pe care tu le-ai văzut pe cadru, au cumva un nume? La tine am văzut, de fapt, un țânțar. Un țânțar la mine? Da, și l-am înghițit. A înghițit? A, l-ai înghițit? Da, bă, când am văzut pe cadru. Să-ți fie de bine că ai mâncat tu când mâncat. Și a doua fată e Andreea, pentru că nu știu. Veniți aici, nu vă să fiți actrițe și nu-mi place. De ce spui asta? Cu ce venim noi să pentru că Andreea și tu ai venit cu temele făcute de acasă. Nu, nu e adevărat, am fost naturală, m-am comportat extrem. Ia, de ce vara cu ești? Dar voi de ce mi-ai dat o șansă să o cunoașteți? Andreea, tu când l-ai ales pe George în top, Nikos, Seba a fost doar de fațadă ca să nu este adevărat. Băieți, voi de ce stai? Noi, de ce? Dar de ce tragi concluzia iurea? Tu când îți faci intrarea asta în casă și de clar mai Seba să aleagă de fațadă. Nu poți fața. Pe YouTube turcă. Cauza faptului că voi m-ați spus să aleg o singură persoană. Eu v-am făcut un sondaj simulat cu toate. Între timp v-am cunoscut. Andreea, top 3 și după aia o singură persoană. Andreea, voi îmi place că se mânați amândouă. Da, Andreea, la caracter. În moment ce sunteți două femei care tot ați fost și în emisiuni. Ia uite, le vezi? Dar și eu am văzut care este problema, da, că am fost și în altă. Andreea, Alexandra, să-ți mai spun ceva. Și tu cu Adriana, vă faceți temele acasă. Paul, dar de ce neapărat spui tu, Paul, că noi ne-am făcut temele de acasă? De multe ori te cocotești cu Adriana și vă face semne în emisiune. Ce semne ne-am făcut? Vă face semne în emisiune asta, am văzut-o și seară. Andreea, vrei să spui ceva? Ce? Ce semne? Nu înțeleg. Mariana, bună! Te-am salutat, dar nimic. Nu înțeleg ce ai Mariana, ce ai frumoasă ești și tu, Mariana. Mariana, ești top. Andreea. Da, da, te aud. Ai renunțat la mine? Da, am renunțat. Așa repede? Nu am început nimic ca să am la ce să renunț. Așa repede? Da, dar voi de ce tot timpul trageți concluzia așa de repede și nu aștepta? Nu înțeleg nimic. Hai! Păcat că voiam să mă îndrept spre tine, băi. Voiam să mă îndrept spre tine. Te-aș putea opri. Toate zonele, toate zonele, toate zonele, toate zonele, așa, George, purtam o conversație aici. Da, m-au întrerupt fetele, din păcate. Spune, Andreea, spune. Și vreau să înțeleg de ce băieții zic că eu aș fi actriță aici. Auzi, și că nu aș fi naturală. Auzi, purtai o conversație cu mine sau cu băieții? Scuză-mă, când cu tine. Ah, ok, păi întreabă-mă de mine. Ideea e că am explicat de foarte multe ori de ce eu în momentul acela am spus că am venit pentru tine aici. Nu înțeleg de ce continuăm pe subiectul acesta. Ok, și eu te-am întrebat dacă ai renunțat la idee. Da, am renunțat la idee. O, așa repede te sucești? Nu e vorba că mă sucesc. Eu aici sunt până la urmă să vă cunosc și să vă cunosc și realitate și să văd cum voi mă comportați. Mai cunoscut încât să spui că renunți? Poftim? Pe mine m-ai cunoscut suficient încât să spui că renunți? Scoateți extra. Nu, dar au fost niște trăsături de caracter care cred că nu s-ar potrivi cu caracterul meu. Of, dacă spuneam, mamă, ce frumoasă ești și vreau să mă îndrept spre tine, era bine, a? Nu, nu e adevărat. Cum să te-am să te cunosc mai bine. Pentru auzi? Că...
cum nu ți-am dat curs la ce ai vrut tu, cum ai dispărut? Păi ies, da, și tu ne pare seriști de subiect, că nu înțelegi. De ce tot timpul trageți concluzii înainte de a cunoaște o persoană? Exact. De ce tot timpul caracterizați după aparențe? Mele. Alo, poliția. Exact. Dacă am fost în altă emisiune, dacă am fost în altă emisiune, asta nu înseamnă că eu aș face actorie. Normal că tu știi deja să te comporți în această emisiune. Nu este normal că tu știi deja să te comporți. Ideea e că eu, dacă m-am dus la încăutarea adevărului, m-am dus pentru că îmi place actoria foarte mult. Asta nu înseamnă că o practic și în viața reală. Este o diferență foarte mare. Băi, puterea adevărului. Vorbeai, lasă-mă puțin, Paul. Paul. Dar de ce? De oricum lumea mea casă o să vadă care cum este și o să vadă cum e naturală. Da, exact. Ați fost foarte drăguțe până acum. Acum ce se întâmplă? De ce vă transformați de la un și la alta? Vă luați din mine că nu înțeleg. De ce vă transformați? Nu ne luăm de... Nu ne luăm că am început emisiunea. Noi nu am luat pe nimeni, doar ne-am dat cu părerea. Din moment ce ai participat la a venit aici, Andra, ești cam rea, nu vrei? Păi a zis că îi place actoria asta. Păi și a zis că practic m-am venit. Nu un hobby. Dar n-a venit aici să fac actorie. Păi a zis că s-a dat că a venit să facă. Am și o întrebare, ce îți place să faci în timpul liber? Mie? Îți place să faci ceva? Ok. Și dacă tu vii aici în emisiune și zice lumea, tu ai venit aici doar să dansezi. Da, dar ea nu a zis asta, tu ai zis niciodată chestia asta. Nu, ai zis că dacă mie îmi place actoria și iubesc asta nu înseamnă că fac asta și în viața reală. Asta poți să, băieții, poate să interpreteze. Pentru că sunt atâția actori care să joci aici în emisiune. Nu am făcut asta, niciun caz nu am de când să fac asta. Ei așa interpretează. Eu nu înțeleg de ce ați devenit voi atât de răutăcioase că nu m-am prins. Da, exact. Interesează-mă de la părerea. Dar am dat cu părerea. Bine, tu te interesează. Bine, Alexandra, eu știu că te interesează nimeni. Și ieri la fel, ieri ai spus că, dar de ce vorbești și aduci din afară? Nu, ce am discutat în afară era strict despre emisiune, când am vorbit lucrurile alea. Nu am adus ce ai făcut tu în privat, ce faci tu în privat. Este o mare diferență. Acum două zile, ce ți-am zis eu? Ce ți-am zis acum două zile? Când tu erai acolo, eu eram în fața ta. Am zis că niciodată n-am să te ascult, n-am să fac ce vrei tu, pentru că ascultă-mă, stai să vorbești și pe aia vorbești tu cât vrei. Ți-am spus destul de clar că poate eu vin la tine și spun, uite, astăzi, în seara asta vreau să votez pe X. Și în gală mi se trezește ceva aici și îl votez pe X. Dar lucrurile astea le-am făcut după aia și îmi dai în cap. Ei, Mădălina, dar tu ai dar spus lucrurile, Mădălina, Alexandra, și eu i-am atras atenția Andrade și am spus, băi, Andrada, ține-te de ceea ce vorbești. Dar de ce să mă ține ceea ce vorbești? Că te schimbi la pământul zis de care nu mă are sens. Ceea ce vorbești, ce trabai tu? Ea a votat pe Achebonu. Cu ce te-a afectat pe tine? Ea vrea să-l voteze pe Achebonu pentru ceea ce s-a întâmplat, da? Poate! Nu, n-a spus asta și Mariana este de fapt. Mariana nu a vrut să țină cu mine ieri. Mariana a zis că ești pe dreptate. Am suficiente motive ca să-l votez. Așa a zis. Am motiv să spun acum. Acolo, dacă și Mariana mai minte, dar Alexandra, la început a spus de 1 milion de ori că vrea să voteze. Ți-e teamă să nu spună toată casa în cap? N-ai spus așa, Andrada, nu? N-ai spus așa. Bă, e un teatru foarte mare aici, Alexandra și Adriana, să spun ceva. Își pregătesc material, frate. Am văzut de multe ori în emisiune când se cocotește și își fac semne. Băi, frate, nu-și pregătesc niciun material, ea e de la sine, vorbește mult și nu vorbește pe subiecte. De tine de la bun început, dar după ce mai stat cu mine. Vrăjala asta lor. Lasă-mă că nu vorbim de vrăjala asta. Adriana are o vrăjală și am comparat-o fix cu Andreea. Amândouă au aceeași vrăjală. Vrăjala e ieftină. Acum vorbeam despre altceva. Da, vorbeam despre faptul că sunteți răutăcioase. De ce ai dacă vorbeam despre chestia? Andreea, ascultă puțin. Învățătură de minte să mai ții pentru tine. Și ce faci să ce te duce capul? Dar eu am făcut ce m-a dus capul, dar eu nu am votat pe ea, dar nu l-am votat adică pe ea. Adică te înțeleg și eu nu am fost la nimeni. Adică am citit, dar am fi te duce capul. Bine, te-a dat pe cine vrei tu. Vorbeam despre un subiect în care ele erau așa în jos și ca să o sucească ele să mă pună pe mine într-o lumină pe sau subiectul de despre ce vorbim aici. Ne continuăm subiectul cu care ați început. S-a pus o etichetă. Înțelegi? Pentru că persoanele de aici nu așteaptă să te cunoască pe tine cum ești tu cu adevărat. Dar ea a făcut același lucru. Andreea a făcut același lucru. Cu George, de-aia i-am și spus. A zis că nu se poate vedea la caracter. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.